Luna mărțișorului vine cu o veste bună pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau care au un job și din diverse motive doresc schimbarea acestuia. Vorbim despre cursurile de formare profesională la care pot participa gratuit șomerii înregistrați în evidențele AJOFM Olt și contra cost pentru celelalte persoane. Fiecare curs este destinat unui număr de 28 de persoane. În cursul lunii martie 2018, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT prognozează organizarea a 3 programe de formare profesională pentru un număr de 42 de persoane în următoarele meserii: comunicare, limbi străine, limba engleză, inspector resurse umane, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă. Durata celor 3 cursuri este de 80 de ore pentru cel de limba engleză și inspector în domeniul sănătății și securității în muncă și de 100 de ore pentru cursul de inspector resurse umane. Anul trecut, prin intermediul AJOFM Olt, au fost organizate 24 de programe de formare profesională la care au participat 413 persoane. Mai mult de jumătate și-au găsit un loc de muncă. Ocupațiile în care au fost formate aceste persoane vizează calificări precum lucrător în comerț, inspector resurse umane, comunicare limba engleză, administrator pensiune turistică, bucătar, barman, masseur, infirmieră, îngrijitoare copii, instalator, expert accesare fonduri europene. În anul 2017, ca urmare a absolvirii programelor de formare profesională, au fost încadrate un număr de 236 de persoane. Persoanele interesate să participe la aceste cursuri pot obține mai multe informații direct de la reprezentanții AJOFM Olt.